Pacea Domnului, frații mei. Vreau să spun, frații mei, mai aproape. Ok. Suntem la jumate, frate. Așa. Frate Marian. Este o mare bucurie să găsim un timp pe care noi putem să fim împreună. Slavă Domnului! Amin! Amin. Țigan din România și țigan din Africa. Aleluia! Acum am înțeles ceva în această seară. Aleluia! Frații mei, am venit pentru un singur lucru. Să vorbesc despre Dumnezeu. Amin! Amin. Nu am altă țintă decât se spune lumea aceasta este aproape la sfârșit. Mai tare! Mulțumesc! O întrebare pe care eu am este să fie aici. Ok. Vreau să spun, frații mei, în această timp, există o problemă pe care mai multe dintre noi avem și dacă probabil noi nu vrem să recunoști aceasta. Problema aceasta este lipsa de pace. Merge la oamenii care sunt bătrâni și se pune întrebare la ei dacă ei au pacea. Ce spune oamenii aceasta? Nu au pacea. De ce? Pentru că mă doare la spate. Mă doare la genunchi. Este problema la burtă. Este problema aici, problema acolo. Nu au pace. Merge și se pune această întrebare la oamenii care sunt mai tineri. Și se întrebe dacă oamenii aceasta au pace. Ce spune tineri? Nu au pace. Probabil dacă ei era la pensie și a putut să mănâncă și să stă la soare și să fie relaxat, nu are temă la școală, nu trebuie să fuge aici și încolo. Probabil ei a putut să aibă pacea. Întrebarea este, tinerul aceasta au pacea? Nu. Răspuns este nu. Du-te și se pune întrebare la oameni care nu au copii și se întrebe dacă oamenii aceasta au pacea. Ce spune oamenii aceasta? Cum putem să aibă pacea dacă nimeni nu face gălăgia acasă? Ei nu au pacea. Întrebe pe oamenii care are mai mulți copii ca Godfrey. Și se întrebe dacă oamenii aceasta au pacea. Oamenii începe să spună, uite, cum pot să aibă pacea? Copila și face mai multe galagia. Eu nu am pacea. Du-te și se întrebe pe oamenii necasătorit. Și se întrebe tineri nostru, voi aveți pacea? Ei spune, știi ce? Dacă într-o zi eu va fi căsătorit, se umblă cu cineva lângă mine, uite ce se întâmplă cu oamenii care sunt căsătoriți. Ei au pace în tot timpul. Ei umblă împreună. Du-te și schimba și se pune întrebare la oamenii căsătoriți. Și se întrebe dacă ei au pace. Ce spune oamenii aceasta? O era mai bine dacă nu era căsătorit. Pentru că soția mea face gălăgie tot timpul. Și soțul meu este supărat pe mine. Cum se poate să aibă pacea? Nu știu dacă ați înțeles, frații mei? Amin. În alte cuvinte, mulți oameni spune, nu au pacea. Și întrebarea este, pacea adevărată, de unde pot să fie găsit? Vreau să spune, frații mei, alții spune, mai bine să caute banii să aibă pacea. Întrebarea pe care vreau să pune la voi este, se poate să aibă pacea, să nu aibă pacea? Se poate să aibă banii și să nu aibă pacea? Se poate? Sigur că da. Unii spune, uite, mai bine eu să merge la școală. Merge la școală și să fie învățat. Și au mai multe diplome la spate. Ei a crezut, probabil, cu mai multe diplome, pot să aibă pacea. Dar și după școala aceasta, încă ei nu au pacea. Una a zis, o, mai bine să fii căsătorit cu persoana cea mai frumoasă în comunitate la românești. După ce ei a fost căsătorit până astăzi, încă nu au pacea. Una a zis, mai bine să caută cea mai frumoasă mașină. Și a cumpărat aceasta cea mai de 9 nopți. Dar până astăzi are mașină, dar nu au pacea. Întrebarea este,
unde noi putem să găsim pacea. Aleluia. Frații mei, hai să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. În cartea lui Ioan, capitol 14, versetul 27. Ioan, ce capitol? 14, versetul 27. Uite ce spune Dumnezeu despre aceasta lucrurile. Hai să citim împreună. Ioan 14, versetul 27. Hai să citim. Aha. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Da. Nu vă dau cum vă dă lumea. Da. Să nu vi se tulbure inima. Da. Nici să nu se înspăimânte. Biserica, amin? Amin. Eu vă dau pacea mea. Vă lasă pacea mea, nu ca lumea. Vreau să spun, frații mei, există câte feluri de pace, câte feluri de pace. Numai două. Una care vine de la Domnul și cealaltă care vine de la lume. Și Domnul Iisus Hristos a zis, uite, eu vă da pacea mea, nu ca lumea. Să nu fi să tubure inima. Pentru că pacea adevărat vine de la Domnul Iisus Hristos. Frații mei, vreau să spun la voi în această cuvinte. Nu există altă sursă de pacea decât pacea care poate să fie găsită la Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Poți să caute lucrurile, orice alt loc pe care poți să găsi. Dar niciodată nu va găsi pacea adevărat până tu va caută pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Ioan capitol 16, versetul 33. Ioan ce capitol? 16, versetul 33. Uite ce spune Biblia. Hai să citim. Aha. V-am spus aceste lucruri, da? Ca să aveți pace în mine. Ca să aveți pacea în mine. Haideți. Aha. În lume veți avea necazuri. Mai multe necazuri în această lume, dar... Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Biserica, amin? Amin. Biblia spune... Am spus această cuvinte ca voi să aveți pacea și pacea în mine. Amin. În lumea aceasta va avea mai multe necazuri. În alte cuvinte, frații mei, există mai multe probleme în fața noastră. Și unii după ce ei aveți problema, începe să întrebe cum pot să rezolva problema pe care eu am. Unii spune, soția mea vorbesc prea mult, mai bine să dea pumn la gură. După ce a dat pumn la gură, întrebarea este, tu va fi pacea, da sau nu? Alo? Nu. Va fi pacea? Nu. Sigur că nu. Problema lui soția nu este problema la gură, dar problema este la inimă. Cum poți să ajunge cu pumn la inimă? Este nevoie de cineva care are putere de a intra direct la inimă. Amin? Amin. Vreau să spun, frații mei, problemele pe care noi avem este din cauza o lipsă de un singur ființă care poate să dea pacea. Aceasta este numit Domnul Iisus Hristos. Amin? Hai să citim din Biblia, în cartea lui Isaia, capitol 9, versetul 6. Isaia ce? Capitol 9, versetul 6. Uite ce spune Biblia. Frații mei, vreau să spun, cineva se poate să nu aibă bani în casă. Probabil cineva are pe cineva care este bolnav acum. Probabil este cineva care este cel mai sărac cu persoana în această loc. Probabil se poate să fie cineva care are problema cu droguri. Dar vreau noi să înțelegem anumit lucru. Frații mei, există o singură soluție. Hai să citim din Biblia. Aha. Căci un copil ni s-a născut, da? Un fiu ni s-a dat, da? Și domnia va fi pe umărul lui, da? Îl vor numi minunat, da, sfetnic, Dumnezeu, aha, tare, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Părintele veșnici și Domn al păcii. Biserica, amin? Vreau noi să înțelegem aceste lucrurile. Dacă există problemele în casă și tu nu ai pacea, problema nu este la soția, problema nu este la soțul, problema nu este la copii, problema nu este boala în casă, dar problema major este lipsa de Domnul Iisus Hristos, care este numit Domnul ai pacii. Vreau noi să înțelegem aceste lucrurile, frații mei. Este în timp pentru noi să caute pe Domnul câte vreme poți să fii găsit. Acum este timp, frații mei. Știți de ce eu vorbesc cu voi așa? Am înțeles anumit lucru. Am citit mai multe cărți. Am fost la școală. Sunt profesor de știință, fizică, chimie, biologie. Dar vreau noi să înțelegem anumit lucru. Nu există altă pace
decât pacea care este găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Este timp pentru noi acum, frații mei, să caută pe Domnul ai pacii. În această timp, frații mei, frații ce citește alte versete care se poate să fie puțin mai ciudate, dar frații folosiți această versete, Isaia 48, versetul 18 și versetul 22. Isaia 48, versetul 18 și versetul 22. Vă rog, frații mei, urmăriți-mă foarte clar, nu va fi prea lung împreună cu voi. Am vrut noi să înțelegem unde noi putem să găsim pacea. Uite ce este scris în Biblia. Aha. Oh, de ai fi luat aminte la poruncile mele. Da. Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu. Da. Și fericirea ta ca valurile mării. Versetul 22. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Uite, frații mei, vreau noi să înțelegem aceste lucruri. Dacă voi ați luat la minte la poruncile mele, atunci pacea voastră va fi ca un râu. Amin. Biserica, amin. Amin. Și cei răi nu au pacea, zice Domnul. Ce vreau să spun este aceasta, frații mei. Unii merge acasă și poruncile lui Dumnezeu spune, cinstesc de pe tata și pe mama, și pe mama ta. Și vreau să spun, frații mei, sunt alți oameni, când părinții vorbesc, ei pune mâna în buzunare și se începe să umble în altă direcție, dar încă ei caută pacea. Nu se poate, frații mei. Dacă voi ați luat la minte, la poruncile mele, atunci pacea voastră va fi ca un râu. Biserica, amin? Amin. Sunt alți bărbați care are nevasta foarte frumos, dar lasă nevasta acasă, merge și se caută altă soție și calcă porunca a șaptea. Și Biblia spune, cei răi nu au pacea, zice Domnul. Vreau noi să înțelegem aceste lucrurile, frații mei. Sunt alte femeie care nu ascultă de bărbat. Și vreau să spun, frații mei, nu pot să aibă pacea până noi încă o dată va merge exact unde Dumnezeu a zis, acolo trebuie să fie. Cei răi nu au pacea, zice Domnului. Biserica, amin? Amin. În această timp, frații mei, eu vreau noi să înțelegem aceste lucruri. Știi ce spune Satana? Poți să găsiți pacea oriunde poți să merge. Și alții a zis, știi ce? Eu pot să face șmecherie și să găsit bani prin furtul. Eu nu știu cum pot să vorbesc limba română foarte bine. Prin ce? Prin furt. Și când ei spune, pot să găsit această bani, știi de ce persoana face aceasta? El caută pacea prin bani care este furat. Întrebarea este, va fi pacea? Da sau nu? Nu. Sigur că nu. Cu bani furate, când cineva vine și se bate la ușă, dacă tu nu știi cine este la ușă, atunci inima va începe să bate. De ce? Pentru că nu au pacea. Pacea adevărat, frații mei, vine de la ascultare de Domnul Iisus Hristos. Biserica, amin? De aia în această timp, frații mei, este timp pentru noi să caută pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că numai la El noi putem să găsim pacea și pacea aceasta este pacea adevărată. Amin. Vreau să spun, frații mei, în această timp, pot să fii sirolele mele. Într-o zi am fost în mașină și am umblat pe stradă. Am văzut pe femeia care a început să nu aibă haină pe corp. Ei aștepta pe tir să vină. Cine este șofer la tir, nu trebuie să vorbesc prea mult. Ce tu trebuie să faci este numai să oprești mașina și ei vine singuri și se intră și păcatul este aproape liber. Și ei caută pacea prin aceasta. După ce ei au păcătuit, întrebarea este, au pacea? Da sau nu? Răspunsul este nu. Pacea adevărată, frații mei, pot să fii găsit la Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este de ce am vorbit despre aceste lucruri. Pentru că lumea aceasta este aproape la sfârșit. Amin? Amin. Și Domnul Iisus Hristos a zis, cum era în zilele lui Noe? Oamenii mâncau, beau, vindeau, ziteau, însurau,
din această timp până Noe a intrat în corabia și ușa a fost cum închisă. Atunci toată lumea a trezit, dar era prea târziu.